și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Mai întâi vreau să intru direct în subiect și mulțumim fraților care au făcut introducerea până la noi. Ne-a scutit de un lucru. Am vrea să trecem în subiectul principal pentru care suntem fiecare dintre noi adunați în seara aceasta. Este clipa binecuvântărilor noastre. Este clipa care acum se împlinește și care am simțit-o și poate am mai mărturisit-o pe undeva, pe în partea locului. Noi suntem generația aceasta, 50 până în 60, rodul celor care au suferit în Surghiun. Dacă va mai permite timpul să mai rămânem aici printre frăților voastre, e bine, fraților. Și aceasta nu se datorează nouă, ci celor care noi încă făceam primii pași în viața aceasta. A fost cineva care a mijlocit pentru noi. Și acolo am simțit lucrul acesta, acolo în închisoare, acolo în Surghiun, acolo în deportare. Unde s-au aflat fiecare frații au avut pe inimă să se roage pentru bunul mers al lucrării și ca această lucrare binecuvântată să poată să propășească nu în mâinile oamenilor, ci în mâna lui Dumnezeu. Și pentru lucrul acesta îi mulțumim. Amin. Spunem și noi în urma profetului, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună acum Israel, dar nu numai Israel, să o spunem fiecare dintre noi în parte. Dacă nu era mâna Lui care să ne călăuzească pe fiecare dintre noi, niciunul nu ne întâlneam în seara aceasta. Și datorită părinților noștri, cei care au avut grijă să ne învețe ca în strângerile noastre totdeauna să putem să ne rugăm unii pentru alții. Ce minunat spune Sfântul Pavel, ori de câte ori mă ridic, fraților, rugați-vă ce să facem, ca să mi se dea cuvânt, lucrul acesta este important. Duhul cel rău nu poate intra printre noi și atunci vorbirile și părtășirile noastre sunt ca din cer. Iată, atunci este comuniunea și întrepătuderea că noi lucrăm împreună și avem aceeași părtășie și avem aceeași călăuzire în Duhul Sfânt. Când cei care ascultă se rog și cei care vin aici să îndemne un cuvânt, vin din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în fața frăților voastre. Și atunci, întâlnirile noastre sunt sfinte și tot ceea ce vine din partea Domnului Iisus, din partea scaunului Său de har, noi primim fiecare dintre noi binecuvântări peste binecuvântări. De aceea Sfântul Pavel spune așa de minunat, apropiați-vă de scaunul harului și în vremurile acestea este bine, fraților, că suntem împreună, dar fiecare dintre noi trebuie să ne punem pe inimă că cu cât ne apropiem fiecare de scaunul harului lui Hristos, primim putere din partea Lui și putem să rezistăm fiecare dintre noi în vremurile care au fost, în vremurile care sunt și în vremurile care vor veni de acum înainte. Domnul să pregătească pe mai departe și să ne rugăm pentru lucrul acesta. Îi mulțumim mai întâi pentru vremurile de înviorare. A venit un alt suflu în lucrarea oastei Domnului. S-au reîmprospătat fronturile fraților și aceasta este un lucru minunat și binecuvântat. Asta pentru cei care înțeleg și simt lucrul acesta. Simt că prin oastea Domnului, născută în poporul și în biserica noastră, va fi un model pentru toată lumea, fraților.
Așa cum spune fratele Traian, prin oastea Domnului se vor întoarce mulți oameni la pocăință și credem lucrul acesta. Acestea sunt profețiile părinților noștri și vrem să rămânem sub aceste profeții. Numai noi să știm, să folosim întâlnirile noastre, să ne apropiem fiecare dintre noi de scaunul Harului lui Hristos. Și fiecare dintre noi acolo primim putere, fraților, să avem nădejde aceasta. Sfântul Pavel spune și mai răspicat, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la marele cum? La ținta căpeteniei noastre, la Domnul Iisus, care pentru bucuria care a fost pusă înainte, a disprețuit moartea și a suferit crucea pentru fiecare dintre noi. Iată la ceea ce suntem chemați fiecare dintre noi. Și când fiecare dintre noi ne punem pe inimă lucrul acesta, fiecare dintre noi vom ajunge și noi să înțelegem împreună cu toți sfinții care este adâncimea, care este lărgimea și înălțimea cuvântului lui Dumnezeu și fiecare dintre noi avem părtășia aceasta minunată cu cei care au fost înaintea noastră, cu cei ce sunt în generația noastră și cu cei care vor veni după noi. Îi mulțumim din toată inima Domnului și rugăm ca El să lucreze la inima noastră a fiecăruia dintre noi. Să ne rugăm fiecare dintre noi și să ne punem pe inimă lucrul acesta, să scoată Domnul Iisus în lucrarea sa binecuvântată, unde și-a pus numele și pecetea, oameni plini de Duhul Sfânt, aceasta ne lipsește. Lucrării noastre binecuvântate trimise poporului nostru și bisericii noastre. Domnul să ne întărească și aș vrea să închei. Mai dau posibilitatea din minutele care le-am mai salvat, ca cei care și-au pus pe inimă un cuvânt să poată să-l spună în seara aceasta. Noi poate nu ne vom mai întâlni cu frăților voastre. Pentru vârsta la care am ajuns fiecare dintre noi, îi mulțumim Domnului că am ajuns anul acesta centenar și am putut să fim lângă părinții noștri și lângă înaintașii noștri. Și aceasta a fost cea mai mare bucurie a noastră. Noi poate mai avem o lună, o zi, un ceas. Totul este în mâna Domnului. Dacă ne-am pus nădejdea în El, nu numai pentru viața aceasta, suntem copii ai lui Dumnezeu. Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi și fiecare dintre noi să dăm la o parte orice piedică și păcatul, aceasta este lupta noastră, să nu ne înfășoare păcatul și să alergăm, să nu stăm pe loc, să alergăm cu stăruință în alergare care ne stă înainte. Închei cu versetul din partea Sfântului Petru, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără pată, fără prihană și în pace. Și atunci vom fi găsiți și în biserica noastră și în lucrarea noastră, unde este focul și căldura, slăbiți să fie Domnul.